Era sigur că nu. Cine a fost copilul din tine, Radule? Băi, copilul... Băi, cine a plecat încă? Copilul există și acum. Da, povestea e plină de, cum să spune, de aventuri legate de ceea ce am făcut. Într-adevăr, tatăl meu e născut lângă Călăraș. A fost născut de fapt că Dumnezeu să-l ierte, s-a dus. Dar el a fost cel care m-a zăpăcit cu pescuiți când era copil. Îi călcam până ancore. Făceam toate nărucile de pe pământ. Dar luai ancore multe, mă, odată când călcai în ele. Călcam ca lumea, dar mi-am călcat odată pe la mare. Eram cu sandale, să fugea de la mare, de la plajă, să merge la pescuit. Și acum, exact de asta se leagă și exact începutul carierei mele de pescar. Undeva până în 96 i-am dus eu la mare pe mei, înțelegi, la Mangalia. Și, bineînțeles, era ziua lui tăi, când era născut pe 16 iulie, exact în estiva. Și m-am dus în piața de așa, să iau eu cadou o lanțetă, era fiertă, avea niște germine, niște trebuie. Telescopică, nu? Eu i-am luat telescopic, el avea germine de alea 2 și 10, înțelegi, da, da. Una roșie și una neagră, le țin minte toată viața. Da? Fibră plină, tot ce trebuie. Și în Germania, că lucrase în Germania, înțelegi, și l-a dus, este personal. Și m-am dus eu în piață. Ce crezi că a făcut țăranul de mine, bineînțeles? Asta așa. Grobianul. Cea mai mare. 5 metri. Săpcastă. Telescopică. Nu puteai. Parma. Așa era de groasă. Vreau să dau cuvântul meu. 6 kg. Așa era de groasă. Să dau cuvântul meu de onoare. Fiată. Și mă duc eu frumos, bă, bineînțeles că i-am băgat o tură pe mulinetă, înțeles, cea mai mare pe piață. Și a zis, ei, da, e ziua lui tatăl, nu? Mă rog, tatăl, lanseta, cadou. Să-i dau eu să... Atunci am luat lanseta. Acum, când i-am luat lanseta cadou, bineînțeles că tata, ironizându-mă, nu că era aia, că era ciobănească, a zis, vietă, mi-aduc lanseta. La ceva forface mi-a adus și tu. Și a doua zi mă duc într-un cipo, înțelegi? Era chiar pe acolo, pe zonă, pe Mangalia. Dar unde nu e rău. Și ajung, era, da, și ajung, peste tot. Da, și ajung într-un cipo. Și era Arșinel cu stea. Arșinel își cumpăra scule. Și stau eu ochii pe Arșinel și ieșeau un 2,90 un cipo. Un cipo. Și mi-au ieșit. Exact când a ieșit după magazin, a zis, de-aia că-l Arșinel. Bă, nu mă vezi. De-aia că-l Arșinel. Bun. Mi-au lansat de 2,90. Era una, a rămas vreo 2-3 ani de zile cea mai norocoasă lanseta mea. Și... după vreo o lună de zile, ies cu, l-aveam pe Mițanu Mihăiță Pripon, că așa începe pescuitul și Mihăiță Pripon, plecă la mare, gaci, înțelegi frumos, cu gagica lui, asta care e soția lui în momentul de față al lui Mihăiță. Ia uite, ce da, frumos. Da, de atunci, dacă, ca să înțelegi, 2006. Și plecăm la mare, hai la 23, să pescuim. Eu cu Gipo, frumos, înțelegi? El avea niște undițe. Luăm noi niște momeni, noi ce pe bască. Și acum arunc eu, prima aruncă. Ce uște în jura ta. Bum, se rupe plumb. Mamă. Bum, se rupe plumb. N-aveai înainte așa. Nu, nu. Asta e aruncat. Bum, se rupe plumb. Făceam nodul? Nu, nu. Și un bătrânel. Un bătrânel. Dă pică. Da, mă, da. Un bătrânel. Trece pe unii să neadă. Tăcică, da. Dă sârmaia la o parte. Dacă vrei să rupe mai rupă. Dar mâna mai hăință. Așa m-am apucat de pescuitul la crap.